Intuiția îmi spune că încep să bată clopotele, ca pe timpul lui Ștefan cel Mare, să se adune oaste. Și această oaste în Basarabe se numește Mișcarea Unionistă. De aceea sunt prezent aici. Recunosc că am aceleași emoții ca și în 91, când în Parlament am votat, s-a semnat declarația de independență. Am semnat-o și a doua oară. Și un coleg mi-a spus, băi, Chir, că nu te duce, că nu are niciun sens. Nu, dragă. Anume că trebuie să mergem să semnăm a doua oară. Dar de ce? Fiindcă declarația de independență ne arată calea strategică. Apropo, chiar mă miră că unii politicieni de la noi, parcă unioniști români, dar nu se tem să facă trimitere la declarația de independență. Dar declarația de independență, dragii mei, dacă o studiem serios, ne indică, ne arată istoria noastră tragică și ne spune că trebuie să revenim în spațiul istoric în care ne-am format ca neam și etnie. De aceea eu am aderat de la bun început la mișcarea 2012, mișcarea unionistă, și am venit astăzi să vă rog să transmiteți apropiaților, rudilor, prietenilor, să voteze pentru Constantin Codreanu Basarabeanu. Peste Prut, în Moldova, de partea celui Codreanu. Iată, istoria ne dă un Codreanu al nostru. Generația mea, cum a spus doamna Tănase, a făcut cât a putut. Deși am putut să facem mai mult. Printre noi au fost și fricoși, trebuie să recunoaște. Și fricoși au fost nu numai la Chișinău, dar și la București. În cartea mea, Basarabia, Libertatea și Progresul, vin de peste Prut, am menționat. Fricoși nu ne mai trebuie. Eu cred în Constantin Tănase, cum am crezut în unchiul meu, Simeon Chircă, care a fost mobilizat în armata română în 39, și când au venit rușii, le-a spus, băi Simeone, voi basarabenii trebuie să plecați la vatră. El fiind fruntaș a spus, nu, eu mă retrag cu regimentul peste Prut. Și a început să vină acasă la 22 iunie 41, când mareșalul a dat ordin. Soldați, treceți Prutul. A luptat până la 23 august 1944, unde a fost prizonier în sudul Basarabiei, lângă Tătar Bunar. Sovieticii l-au condamnat, a spus că a trădat patria. Eu sunt soldat, eu am îndeplinit. Deci, datoria mea ca soldat a ajuns până la cotul Donului. Și tatăl meu a luptat ca caporal Ion Chircă în armata română. De aceea, eu, de mic copil, sunt înarmat cu românismul, cum spunea Bogdan Petricei Cocașdeu. Asta e arma noastră principală, românismul. Iată, noi deputații din primul parlament nu prea am fost susținut înarmați cu această armă. Deci, Constantine Codreanu, am toată încrederea, dragă. Trebuie să luptăm, că acum e timpul. Și mai o mică așa, atenție. Dragii mei, peste Prut sunt mai mulți români cu rădăcini basarabene decât români moldoveni în Republica Moldova. Cum să folosim acest potențial? Unire, dragi, să luptăm pentru ca unirea să aibă loc, trebuie să luptăm. Eu m-am născut în 1934 în România întregită. Aș vrea să mor tot în România întregită. Anume, nu în România.
România Mare, în România întregită, știți? Nicolae Iorga ne-a demonstrat. Le-a folosit noțiunea România întregită. Astăzi, în secolul 21, când te aude cineva în Organizația Națiunilor Unite alte părți, voi te descoperiți să fie România Mare, știți? Altfel se acceptă, altfel se interpretează. Dar noi avem dreptul nostru natural și istoric să fim întregiți în țara noastră, care am avut o țară întreagă, am avut, cum spunea majestatea sa regele Mihai, țara a fost țară, omul, oamenii au fost oameni. Trăiască România întregită, dar pentru a trebuie să o luptăm, dragii mei. Academician Sergiu Pirca, vă mulțumim!